cel mai tare vlog, pentru că astăzi o zi întreagă o să fii sub controlul iubitului. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem cea mai mare nebunie ever. Gata, am zis-o. Baby, o să-mi controleze viața timp de 24 de ore. Știu că ți-ai dorit asta din totdeauna. O zi întreagă o să fie un chin. O să fie cea mai chinuită zi pentru tine, pentru că am cele mai diabolice idei. Adică vrei să mă chinui? Nu, iubirea mea, nu. O să fiu cel mai blând iubit și o să fie cel mai tare vlog, pentru că astăzi o zi întreagă o să fii sub controlul iubitului. Da, deja puteți să vedeți niște chestii pe care Baby le-a ales. Mai exact părul, ținuta de azi, pentru că a ținut neapărat să fim meci. Însă, înainte de a începe, nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi, să apăsați pe subscribe, am zis de subscribe? N-am zis, ai zis de subscribe, de clopoței, de toate, de like, de chiloțel, de clopoțel, de toate nebunelile. Comentarii, mai ales, dacă vreți să mai facem challenge-uri împreună și dacă da, ce anume, adică lăsați-ne cât mai multe idei, că ne-ar ajuta foarte mult să știm ce vreți voi să mai vedeți pe canalele noastre de YouTube. Iubire, și am cea mai bombă idee ever, dacă o să-ți placă clipul de azi. Și nu numai, adică o să mai fi supusă la o zi de genul ăsta. Dacă se strâng 40.000 de like-uri, misiune imposibilă, o să facem partea a doua la acest clip. Promiți? Promit, dacă promiți se strâng... în fața bibișorilor și a picanților, promiți? Promit, dar numai dacă se strâng 40.000, dacă 40.000 nu. De like-uri și încă o zi. Pentru că eu o să asta. Fiu chinuită în acest vlog. Știi ce am observat eu? Pe canalul tău, eu te chinui pe tine și pe canalul meu tu pe mine. Pentru că Baby a postat tot azi, la ora 12, a postat un vlog foarte, foarte fan și trebuie să-l vedeți. Aveți linkul în descriere cu canalul lui de YouTube, intrați acolo, apăsați pe clopoțel și la el ca să fiți notificați când postează vloguri noi. Și trebuie neapărat să vă uitați la vlogul pe care l-a postat azi, pentru că am cumpărat tot ceea ce a vrut sufletelul meu legată la ochi și a cam cheltuit ceva bănuți. S-a rupt buzunarul, s-a spart portofelul. Așa că trebuie să vă uitați la vlog. Mie îmi place foarte mult când facem vloguri la tine pe canal, pentru că eu întotdeauna... Că să cheltuie bani, să chinuie de-astea, toate și bune. Și ție-ți place când facem la mine pe canal? Chiar îmi plac vlogurile. Nouă ne plac vlogurile în general. Da. Hai să nu ne mai lungim cu vorba și să dăm start la treabă, că azi o să fie o zi lungă și o zi plină deci de camera control. O să fie la tine, dai start când vrei tu, mă pui să fac ceea ce vrei tu. Bombă. Let's Hai go. Să-i dăm start. Iubita, acum tocmai ce se usucă pe păr, a fost și a făcut toate treburile de dimineață, așa că o să intru peste ea. Probabil, cel mai probabil, o să o sperii ca întotdeauna și o să vreau să-i aleg eu hairstyle-ul de azi, cum îmi place mie, ondulat. Așa că haideți să mergem peste ea, să o speriem și să-i spunem cum aș dori să fie hairstyle-ul ei de astăzi. Bună, iubire! Ce faci, iubirea mea? Mi-e supărul. Îți usuși părul? Da. Tu mai voiai să-ți aranjezi părul, nu? Da. De ce? Pentru că, n-așa, nu știu dacă îți amintești, dar am făcut un pact astăzi. Astăzi îți voi controla viața. Așa și ce? Așa că poți să-ți controlezi practic și părul, nu? Așa că da. Astăzi îți voi aranja părul cum vreau eu să-ți aranjez părul. Ha! Ce mult îmi place ideea asta de vlog. Știi cum vreau să-mi aranjez părul? Cum? Așa că sper să zici ce vreau eu. Cum vrei tu? Păi știi de ce mi-am făcut băie pe cap? Ca să ți-l faci? Ondulat, nu? Nu, mi-am făcut băie ca să-l țin și eu drept. Tocmai a fost ondulat. Bine, iubirea mea, atunci facem cum vrei tu. Ondulat! Eu pentru că ai un păr minunat. Dar mie îmi place foarte tare cum stă ondulat. Scrieți și voi în comentarii. Dar și mie îmi place cum stă, doar că azi voiam să-l las drept. Scrieți și voi în comentarii cum vă place părul mai mult la iubita. Drept sau ondule? Mie îmi plac ambele, dar nu știu, azi te văd ondulat, iubirea. Azi îți văd părul ondulat. Azi când mă vedeam eu dreaptă, ai zis tu să mă vezi ondulată, nu? Păi da. Și dacă tu îmi controlezi viața 24 de ore, în aceste 24 de ore trebuie să spun absolut tot ceea ce fac și tu să hotărăști, nu? Normal, absolut orice, adică practic nu o să ai voie nici să mergi la baie fără să-mi cer mie. E, da, ai!
Hai că nu. Bine, hai să nu exagerăm totul. Dar majoritatea lucrurilor da. Adică, practic, dacă vrei să mănânci ceva, îmi spui: iubire, să mănânc aia sau aia, sau nu știu, iubire, să mă îmbrac așa sau așa, așa. Păi da, vreau să mă îmbrac, încă sunt în pijamale. Și pijamale foarte frumoase. Mulțumesc. Și vreau să te întreb. Pe mine am niște blugi. Ok. Și bluza de pijama, deci, cum ai blugi, părul. Ai blugi și ori ăștia negri. Da, așa, exact. Perfect. Am eu două variante. Perfect. Pentru că adică noi... nu-ți dau acces la toată garderoba mea, să alegi tu orice. Ok, pentru că aici e puțin mai complicat pentru un băiat, așa că hai, dăm tu deci variante. Ajută-mă variante. Tu acum. Am eu două variante. Am eu două variante. Blugii ăștia cu o bluză mai lunguță, așa un kind of hoodie. Ok. Sau niște colanți lucioși, aia okay, care îți plac ție. Așa. Așa cu tricou de ăsta ca al tău. Ținând cont că mie îmi place mereu ca noi doi să fim matchy, o să merg pe varianta cu colanții lucioși și cu tricoul ăsta frumos ca al meu. Mie chiar îmi place tricoul ăsta. Da. Așa că eu o să mă retrag în voie și o să las pe iubita mea să se schimbe și să-mi fac părul ondulat. Și să-și facă și părul ondulat. Mă retrag și o să revin când iubita a terminat toată trebuța. Pa, iubire! Pa! Iubirea mea, da, dacă toți suntem în mașină și mergem la București, pentru că noi tocmai ce am venit de la casă, de la iubita, de la curte, da, la curte, da, așa, ai vrea cumva în drumul nostru să oprim la un magazin, să facem așa o mică sesiune de shopping? Trebuie să zic da, nu? Nu ai cum să spui nu. Până la urmă eu îți controlez viața 24 de ore. Da, eu, să știți că deși sunt fată, eu nu prea le-am cu shopping-ul. Eu nu sunt moartă după shopping. Dar mie îmi place, mie chiar îmi place. Da. Tati, următoarea oprire la shopping. Yeah! Gata, am ajuns într-un complex unde sunt mai multe magazine. Și sincer să fiu, habar nu am de ce a vrut baby să venim la shopping, dar hai să vedem dacă o să... Cum adică de ce? Pentru că am auzit că aici sunt niște haine super tare și pentru că am auzit că astăzi cam controlez viața. Adică practic poți să controlezi orice, nu? Deci dacă îmi place ceva și vreau să iau, tu s-ar putea să-mi zici nu, nu? Sau... sau dacă îmi place mie, s-ar putea să zic, bine, nu faci mie un cadou așa? Ok. Practic poți să-ți controlezi tot, toată viața. Bine, hai la shopping, hai atunci. La shopping. Baby, am găsit două bustiere mișto. Astea două îmi plac. Ce ai găsit acolo, iubirea mea? Străguțe, străguțe. Păi... în primul rând, întrebarea e, pot să-mi iau măcar una? Că mi le-aș da pe amândouă. Nu știu ce să zic, iubirea mea, nu știu. Că hai, îmi iau sau nu? Parcă aș face sesiune de shopping și pentru mine. Păi nu știu, hai că vedem în următoarea magazine. Da, pentru că ești o fată așa de muncitoare, cred că merești tu un cadou. Așa că da, iubirea mea, pot să-ți iau, dar doar una singură. Alege, că na, tu îmi controlezi viața. Aia sau aia sau aia, nu știu, cred că o să merg pe asta, pentru că îmi place mult mai mult culoarea. Doamne, îți mulțumesc că și mie îmi place, îmi place asta mult, mai mult. E, e așa un kind of neon, da, îmi place foarte mult culoarea. Da, e foarte, foarte miște, e super drăguță. Da, e, e deci hai să o luăm. Hai să o luăm. Gata, s-a cumpărat. Am cumpărat-o. Mie nu prea-mi place shopping-ul, mereu când merg cu baby eu sfârșesc când am luat mai multe chestii decât el. Mi se pare amuzant. Hai să mergem mai departe, cine știe, poate mai văd chestii drăguțe, dar având în vedere că baby îmi controlează viața, trebuie să-l întreb dacă pot să mi le iau sau nu. Sau cine știe, poate că lui o să-i placă ceva și o să-mi ceară să iau. Hai să vedem. Baby, am ajuns într-unul din magazinele mele preferate și știi că nu mă pot abține să nu intru în el și să nu ies cu ceva din el, așa că te rog din tot sufletul meu să mă las să-mi iau ceva de aici, mă lași? Normal că da. Dar am o întrebare acum, na, îmi plac două tipuri de încălțări de aici din magazinul ăsta, două așa îmi plac foarte mult, așa că aș vrea să alegi tu între astea care sunt absolut superbe. Ok. Sunt, n-ai ce să zici, sunt așa demențiale. Și astea care la fel sunt drăguțe. Da. Nu, mi-am dat seama ce vrei după tot în vorbe tale. E, pentru că ești o iubită minunată, te-am totdeauna. Și pentru că ești cea mai tare, o să le luăm pasta negre. Glumeze, le luăm pe de picioarele tale care sunt cele mai frumoase. Sunt absolut superbe, uitați-vă la ele. Chiar îmi plac, chiar îmi plac foarte tare. Sunt și demențiale, mai filmează-le și te aranjează foarte bine. Deci sunt da, top, top, chiar top, sunt, top. Sunt bombărul de tot. Și pentru că, știi că după ce terminăm de filmat vlogul, trebuie să mergem la o zi onomastică, aș vrea să-mi alegi tu cu ce să mă îmbrac. Însă din magazinul ăsta, te rog. Mamă, misiune imposibilă și să și-ți placă, nu? Na, cum tu controlezi viața timp de 24 de ore, orice alegi, trebuie să fiu de acord. Ok. Guys, am găsit salopeta asta super, super drăguță, care cred că i s-ar potrivi foarte, foarte bine iubitei, mai ales pentru un eveniment de genul acesta. Eu
Așa că vreau să o iau și să o dau să o probeze, pentru că este foarte, foarte tare, este foarte finuță, este special făcută pentru ea. Iubirea? Da. Ia, ți-am găsit ceva de îmbrăcat. Aoleu. Mamă, stai puțin că am emoții, ți-am găsit salopeta asta super drăguță, care cred eu că s-ar așeza foarte, foarte bine pe tine. Nu știu, tu ce părere ai, îți place? Mi se pare interesantă, deci, pasta vrei tu să o luăm? Din tot magazinul, asta mi s-a părut cea mai... Dar pasta vrei tu să o luăm, da? Da, asta, în asta te-aș vedea eu la eveniment. Ai luat măsura mea, da? Da, măsura, da. Ok, nu provez, o iau direct și o îmbrac acasă, să vedem. Eu am încredere în gusturile tale, că tu de obicei îmi alegi chestii foarte frumoase, ce mă prind chiar foarte, foarte bine. Nu știu, scrie și voi în comentarii dacă am făcut alegerea bună, mie îmi place de frumos. Eu cred că da, eu cred că e super drăguță. Baby, eu am mare încredere în gusturile tale, pentru că... Doamne, sper să fie bine, sper să fie și pe măsura potrivită și sper să fie și pe placul tău, dacă nu m-am dus în cap. Pentru că mi-ai luat o chestie superbă, tot pentru un eveniment așa mare, pentru botezul nepoțicii mele, acea rochie albastră superbă. Cei care ne urmăresc pe Instagram, bibi.official și Antonio Pican. Știu cu siguranță de da, rochie, știu pozele alea demențiale și tu mi-ai luat-o și a fost alegerea... potrivită. Exact, toată lumea a spus că este cea mai frumoasă rochie din lumea asta. Deci au spus că e fenomenală și că este iubită foarte bine în ea și sper că de data asta să fie tot la fel o alegere potrivită cum a fost și data trecută. Doamne ajută, am puține emoții pentru că n-am probat-o, o probăm direct acasica. Gata, le-am cumpărat. Aici sunt acele ghete demențiale pe care mi le-am dorit și îți mulțumesc, baby, că ai ales să mi le iau. Mi-a răbut sfânta pe mine, iubirea mea. Și aici este salopeta, alegerea ta din tot acest magazin. Și Doamne ajută, hai Doamne... să mergem, să mai vedem cine hai, știe. Să vedem ce mai facem, poate îmi cumpăr și eu cu ocazia clipului ăsta. Hai să vedem unde poate să ducă acest challenge crazy. Iubire? Da. Am văzut... Da? Shopping! Am văzut un magazin foarte, foarte șmecher, în care cu siguranță mi-aș găsi și eu ceva de îmbrăcat. Ce zici, mergem? Da, n-am cum să refuz. Normal, hai să mergem. Inima vorbește numai de tine. Yeah. Cum e să intri în magazin și să-ți auzi piesa? Este foarte, foarte tare, foarte șmecher. Doamne, ce sentiment drăguț! Îți plac? A zis că-i plac. 30, sunt scurt. Nu-ți plac, nu-ți plac. Nu-i cumpără. Ba da, chiar da. Trebuie să zic da la orice. Abia aștept să se termine ziua asta. Tu nu ești chiar toate fetele. Ai mult vis în fiecare zi împreună. Ar să le te spui să. Eu îmi caut blush, tu ești aici pe vibe, ești. Păi da, e un sentiment super drăguț să intri într-un magazin. Costin, ești milinaie. E super drăguț să intri în magazin să-ți auzi piesa. Baby și-a găsit niște pantaloni, îi probează să vedem dacă vrea să ia sau nu. Dar vreau să vă zic că ziua de azi a fost efectiv o nebunie curată. Baby mi-a controlat viața. A zis că vrea să mergem la shopping. Am mers la shopping, am cumpărat ceea ce a vrut el. El mi-a ales ținutele. El a ales absolut tot azi, inclusiv cum mi-am făcut părul, inclusiv ținuta de azi. I-am probat și chiar îmi plac. Baby și-a găsit pantalonii pe care și-i dorea și o să-i luăm, trebuie să-i luăm. Chiar îmi plac, îmi plac foarte tare, dar problema o să fie cine plătește. Glumesc, vă dați și voi seama, dar chiar îmi plac. Tu ales, să știi, zi cine plătește. Normal că eu plătesc. Și am mai primit aici, cu dedicație specială, o maletă. Drăguț, stă foarte bine cu malete. Da, și chiar îmi plac maletele. O iau și pasta și o să fac ce-ai făcut și tu cu salopeta fără să o probezi. Așa că o luăm fără să mă probez. Doamne, ce zi e bună! Baby a controlat absolut tot, absolut tot. Deci, crazy, rău de tot. Ca să fim super true și să fie exact 24 de ore, noi practic am început challenge-ul aseară cu o întrebare pe care eu i-am adresat-o lui Baby și el a ales ce activitate să facem noi aseară, așa că uitați-vă la următoarele secvențe pe care le-am filmat aseară. Și na, având în vedere că e cam aceeași oră, s-au îndeplinit cele 24 de ore. Gata, guys, mi-am făcut damblaua de când așteptam să mă duc să-mi iau și eu niște haine noi și am găsit și noi momentul ăsta chiar acum. Fix în challenge-ul ăsta. Iubirea mea, chiar mă bucur că ai făcut alegerea ca astăzi să-ți controlezi viața timp de 24 de ore. Un pic obositoare ziua asta. Foarte obositoare ziua asta, dar foarte, foarte frumoasă, deci am apreciat că ați rupe acolo. Da, chiar a fost like. Frumoasă. Noi acum ne îndreptăm către ziua onomastică, așa că am putea să vă spunem de pe acum adio. Noi vă pupăm tare, tare, tare. Pun acum secvențele pe care le-am filmat aseară și acum s-au îndeplinit cele 24 de ore și oficial. După vă lăsăm cu outro-ul pe care l-am filmat când am filmat și intro-ul. Mua! Mua! Baby, da? Am o întrebare. Ia spune-mi, iubirea mea. Să alegă prima variantă. Ce-ai vrea să facem? Să rămânem acasă, să ne așa. Uităm și noi la...
un Netflix, să stăm și noi, uite, cum stăm acum. Sună foarte bine, sună foarte bine. Să stăm și noi comod, uite așa, frumos, așa? Să ne uităm la un serial, la ceva, așa. Că noi oricum nu prea avem timp să ne uităm la serial. Ok. Sau mai am o idee. Dar nici n-am auzit varianta încă. Sau am văzut pe Instagram că așa face cineva stand-up comedy în seara asta la ora 7. O, cât e ceasă? Și știu că tu ai foarte mult să vedem un moment de stand-up comedy, dar eu una aș merge pe prima variantă. Merg pe a doua variantă. Iubire, astăzi mergem la un moment de stand-up comedy. Să ne distrăm, să râdem. Yay! Deci nu vă gândiți de cât timp aștept eu. Deci dinainte de pandemie aștept să mergem la un moment de stand-up comedy. Iubire. De ce am venit eu cu ideea asta? Hai să ne urcăm mașină și să mergem. Sigur nu vrem un serial, drăguț, Netflix. Yay! Stand-up comedy! Zic, da. Și cum am plecat acasă? Ce dracu mă, sunt singur care știu să scriu? Bă, sunteți frumoase, Fox, băi, așa mergeam. Și stai seama că eu parcă aveam impresia că tot bolul știa că eu sunt șef, știi? Și uite așa mă uitam, uite așa mergeam, mă uitam și mă uitam și m-am înfipt într-un ghiveci ornamental de ăla, știi? Că sunt niște ghivece din alea de flori. Ah, stresărit un pic la piesa asta. Care sunteți părinți? O știți pe de rost, este... Hai că am fost și la stand-up comedy, eu țin blițul ca să ne vedem. A fost demențial. Da, a fost foarte tare, ai făcut o alegere minunată. E că am făcut, da, vezi iubirea da, mea. Da, exact. Și tu vrei să stăm la film. Da, nu, mă știe, Vitu, a fost foarte amuzant, chiar am râs cu poftă. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut, doamne. Ce mai zic, nu? Da, exact. Oh my god, a fost demențial, deci chiar sper din tot sufletul să se strângă 40.000 de like-uri, da, că altfel... Facem și partea a doua, dacă se vor strânge 40.000 de like-uri. Eu. Bebe Picantul vă spune... Picantul Junior vă salută. La revedere și vă spune să rupeți acolo butonașul ăla de like, că dacă nu ne ia... Nu, așa cu un copil, iubirea mea, uite, a căzut și Suzeta. Da. Dacă vreți să vedeți de unde am luat noi acest bebeluș și cum a apărut în viața exact noastră, aveți link de la clipul meu în descriere. Exact, uitați-vă, da, pentru că e foarte amuzant și o să vedeți cum a apărut Bebe Picantul în viața noastră, pentru că o să-l cam tot vedeți prin vlogurile noastre. Bați copilul! Like, share și subscribe! Ia uite mă, i-ai pe făcut data și viitoare! Haide mă, mami! Gata, l-am oprit? Da. Hai!